Salutare! Știu o mulțime de lucruri despre Instagram, cum să-ți faci contul, cum să-l optimizezi, ce postări să faci, cum să atragi interacțiune, cum să faci story-uri, reels, video-uri, cum să comentezi. Este foarte interesant ce se întâmplă strict în canal. Dar de cele mai multe ori, pentru a genera vânzarea, trebuie duși oamenii din canal, din rețea, de pe mobil, în site-ul tău, în magazinul tău online. Magazinul de pe GoMag, de preferință. Așa că te ajută foarte mult aici Instagram Ads sau Facebook Ads, pentru că toate reclamele din Instagram în general le faci prin Facebook și exact aceste informații și ceva în plus, o mulțime de statistici, ponturi, sfaturi în această direcție, descoperi în video realizat împreună cu Vlad Niță de la Duet. Înainte de toate, ia-ți pixul, foaia și abonează-te la canalul nostru, pentru că da, urmează și alte materiale. Hai să vedem ce vorbim aici cu Vlad și notează. Deci numele meu este Vlad Niță și fac reclame pe Facebook și pe Instagram de între timp de 6 ani de zile. La început ca și antreprenor de afacere locală, ulterior ca și angajat intern Facebook, iar în ultimii ani din postura de fondator al agenției Duets și recent și din postura de fondator al comunității Ad Society. Reclamele sunt, cum să spun, la noi acasă, la Duets în sine. Asta facem toată ziua, suntem o agenție de performance marketing, adică la noi vii dacă ești interesat de promovarea magazinului tău online, dacă ești interesat de promovarea unui curs sau vrei să vinzi direct. Acum noi facem promovarea exclusiv pe Facebook și pe Instagram, evident, și Messenger și așa mai departe, însă cam asta este interesul nostru și astea sunt activitățile noastre principale, unde rulăm bugete lunare de câteva sute de mii de euro și cu asta ne și permite oarecum să vedem trenduri din piață, să înțelegem ce funcționează bine, ce nu funcționează bine și să îmbunătățim pe al loc. E bun. Și cum merge în această perioadă cu foarte multe schimbări în toate direcțiile, inclusiv la Facebook? Pentru că și la Google sunt, dar la Facebook. Da, schimbări multe și o performanță care a fost foarte nehotărâtă, să spun așa. Au fost unele zile sau unele săptămâni care a mers foarte bine, ulterior a fost zile sau luni care a mers foarte slab. Dacă am putea să tragem o concluzie pe ultimele luni, am spune că ar merge slab. August, de exemplu, a fost probabil cea mai slabă lună de când fac publicitate de 6 ani de zile. Septembrie, la fel, a început destul de slab. A avut niște ups and downs, însă sub așteptări oricum. Octombrie la fel a început slab, dar pot să spun acum că deja de câteva săptămâni, de câteva zile, deja vedem performanță și vedem acest tip de performanță de Q4, unde oamenii cumpără, oamenii stau mai mult acasă, deja veni frigul din păcate și altfel cumperi când stai în casă. Da, acum, la restaurant. Așa este. Acum știm că suntem în pandemie, știm că am avut o perioadă mai dificilă. În timpul carantinei a mers destul de bine Facebook-ul în materie de vizualizări, de activitate, de cât de mult a stat lumea online. Însă după ce am intrat în normalitate sau în noua normalitate, a fost o performanță mai slabă față de obicei. Dar ce să facem? Acum este Q4, urmează Black Friday, urmează multe zile de foc și multe luni, să sperăm, și săptămâni cu performanță pozitivă și acum trebuie să vină cât putem de mult. Da, cât duce algoritmul și bugetul. Da, așa e, așa e, cât ține algoritmul cu noi, că uneori ține, alteori nu ține cu noi. Așa este. Bun, Vlad, cum stăm cu Instagram? Bun, Instagramul. Acum, nu știu câți dintre voi folosesc Instagram, tind să cred că foarte mulți. Noi ne vom uita la niște statistici foarte curând despre Instagram, în general ca și piață, și ulterior vom intra un pic în detalii despre cum să plasezi reclame, fie pe Instagram exclusiv, nativ, fie ulterior în platforma de Ads Manager. Acum, Instagram în sine știți că a pornit ca o platformă stand-alone, să spunem, a fost creată de alți oameni în afară de, nu de Mark Zuckerberg, însă a fost achiziționată în, dacă nu mă știu, în 2013 parcă, de Facebook și acum este parte din această familie mare. De ce este asta important? Pentru că în momentul în care noi facem reclamă pe Facebook sau
prin Instagram, evident, avem o familie de aplicații. Adică Instagramul face parte din familia mai mare Facebook și astfel ne permite să avem un reach mai mare, să fim relativ omniprezenți. Tu plasezi o reclamă pe Facebook, să spun, însă în momentul în care tu o promovezi, această reclamă poate fi afișată și pe Instagram, poate fi afișată și pe Messenger, poate fi afișată și pe network de alte aplicații și de site. Ceea ce îți crești foarte mari șansele ca publicul pe care tu targetezi să și-ți vadă reclamă. În materie de performanță, Instagram-ul este un tool care funcționează foarte bine. Vom vedea cum este în relație cu Facebook, însă este un tool care este foarte benefic să-l ai în momentul în care îți promovezi produsele. Însă trebuie să fii și puțin atent dacă nișa pe care tu o promovezi sau în care activezi este și relevantă pentru Instagram. Adică dacă publicul tău țintă este și pe Instagram. În trecut, noi puteam face promovare pe Instagram exclusiv din aplicație, adică nu puteam să ne folosim de Facebook ca și de Ads Manager, de exemplu, care este tool-ul de unde plasă în reclame. Puteam să facem doar nativ în aplicație. Acum, în ultimii ani, Facebook a făcut toți mai mulți pași să unifice oarecum profilele de business și conturile de publicitate. Acum, recent, acum o săptămână, acum două săptămâni, a fost lansat și Facebook Business Suite, care este o aplicație sau este și un site, să spun așa, pentru oamenii care fac publicitate. Și de acolo deja poți să faci publicitate din să postezi din același loc, să vezi campaniile unificat și să faci multe, multe alte acțiuni. Bun. Haideți să ne uităm puțin la niște statistici și ulterior intrăm mai în detalii despre Instagram. Așa, bun. Suntem la GOMAG Instagram Day, să nu uitați unde suntem. Deci, prima oară, haideți să povestim puțin despre unele statistici și cum arată Instagram în linii mari și la nivel global. User activ, adică aceștia sunt oamenii care se loghează cel puțin o dată lunar, adică deschide aplicația, deschide Instagram-ul sau celelalte platforme și sunt activi în materie de usability. Asta înseamnă că oamenii care sunt pe Instagram sunt 1.882.000.000 de oameni global. Ca și plasare este pe locul 6 în materie de utilizare. Aici sunt însă și alte puncte de considerat. Evident, Facebook este platforma de social media, este cea mai mare, ulterior este YouTube, ulterior WhatsApp, Messenger, WeChat și doar ulterior Instagram. Însă, în materie de reclame, este foarte important să și înțelegem, de exemplu, că pe WhatsApp nu se plasează reclame, pe Messenger se plasează unele reclame, dar foarte puțin. Și pe aceste app-uri tu intri doar cu un anumit scop și anume să comunici, pe WhatsApp și pe Messenger, de exemplu. În schimb, pe Instagram, în momentul în care intri, tu intri să consumi conținut și ca urmare și se petrece până la între 18 și 24 de ani, de exemplu, tinerii au dat feedback și au răspuns că petrec peste 40 de minute în medie pe zi pe Instagram, la care mai dau și Facebook-ul și deja este un timp foarte mare din timpul zilei. Deci Instagram a devenit foarte mare și anume în 2018 a trecut deja de peste 1 miliard de utilizatori lunari. Astea sunt datele din iulie 2020, unde avem 1.082.000.000. Acum poate ne întreb cât de mulți oameni sunt în România care folosesc Instagram. Acum, datele pe care noi le luăm le putem lua din Facebook Ads Manager și anume în momentul în care intri în platformă și selectezi exclusiv Instagram ca placement, doar oamenii care sunt pe Instagram pot fi targetați. Deci în România sunt 4,3 milioane de oameni. Acum, dacă pui asta în comparație cu oamenii care sunt prezenți pe Facebook și anume 11 milioane de oameni, în momentul în care tu targetezi și acest public și acest public de 4,3 milioane de oameni și pe Instagram și pe Facebook, deja ai la fel, ai numere foarte mari și poți să faci campanii foarte eficiente. Deci este o creștere exponențial de mare. Dacă nu mă înșel, acum 2 ani era undeva la 2 milioane doar de români care foloseau Instagram, deci aproape s-a dublat în 2 ani de zile și creșterea continuă. Adică adopția este din ce în ce mai mare a persoanelor care folosesc și Instagram. Un factor foarte important sunt stories
și zilnic se vizualizează foarte multe stories, dar mai exact 500 de milioane de oameni văd stories zilnic. Și de asta este ceva care, acest tip de format este un format care a revoluționalizat cumva și marketingul și felul de a face campanii și felul de a face, de a interacționa practic. În fiecare zi tu ca utilizator îți postezi stories, ce faci în ziua respectivă și ocazional mai intră și o reclamă în acele stories și pentru că sunt foarte mulți oameni care le văd și atenția este destul de mare în stories pentru că este activ, este vizual și ești activ, atent la ce se întâmplă în acele stories. Spuneam mai devreme că trebuie să alegi și să înțelegi dacă Instagram este un canal pentru tine și anume trebuie să înțelegi dacă publicul tău țintă este pe Instagram. Instagram, în general, este o platformă pentru oamenii mai tineri, dacă îl compar cu Facebook sau cu alte platforme similare. Pardon. Și anume 34% din utilizatorii Instagram au vârste între 25 și 34 de ani, ceea ce este ok. Acum, 31% din utilizatori au doar între 18 și 24 de ani. De ce am spus că este ok? Este materie de, depinde ce dorești să faci pe Instagram sau ce scop ai în momentul în care tu îți promovezi un conținut sau în momentul în care tu vrei să faci ceva. Dacă tu ești mai mult axat pe vânzări, ai un magazin online, vrei să faci vânzare directă, de obicei 18 și 24 de ani nu este categoria de vârstă care are puterea de achiziție cea mai mare, evident din lipsă de fonduri sau din fonduri puține, în comparație cu vârsta deja 25 și 34 de ani, care este destul de top în materie de oamenii care și cumpără. Acum, în materie de împărțială între femei și bărbați, avem 51% femei și 49% bărbați, deci este destul de echilibrat în sexul pe care este prezent pe Instagram. Deci aici trebuie să te întrebi foarte mult dacă ai un brand sau dacă vinzi produse care se prestează la acest public sau nu. Pentru că aici vedem un trend foarte descendent. În momentul în care deja ne uităm la 35 de ani sau 45 sau 55 de ani, vedem un procentaj foarte, foarte mic. Acestea sunt date la nivel global, nu avem datele 100% pe România, însă trendul este aproape la fel de obicei când ne uităm la un trend global și ne uităm și la România sau la o țară de mărimea României. În materie de nișă, trebuie să fii la fel foarte atent. Și aici iarăși insist la nișa fiind foarte importantă, pentru că este vârsta publicul, dar și oamenii care intră pe Instagram intră cu un scop anume. Conform Facebook, utilizatorii care intră pe Instagram urmăresc anumite puncte, cum ar fi, de exemplu, travel. Sunt interesați de industria de călătorii, de excursii, de video din diverse locuri. Sunt interesați de muzică, de mâncare, de fashion, de film, de fitness, de tehnologie, de cosmetice, de exemplu, partea feminină de obicei, de sport sau de știri. Astea sunt ca urmare și aceste industrii și aceste nișe care au de obicei succes pe Instagram. Dacă eu, de exemplu, să spunem că promovez cosmetice, să spun, și deja poate lucrez cu influencers pentru conținut și ulterior iau conținut, iau videourile, le folosesc în stories, le folosesc în feed, în explore. Însă este o nișă care este interesantă, adică 30% din oamenii care sunt pe Instagram, femeile evident, de obicei, sunt interesate de cosmetice sau de produse pentru piele. Deci dacă eu am un astfel de business, pot să promovez foarte ușor pe Instagram. La polul opus, dacă eu, de exemplu, am, nu știu, poate vând utilaje de, nu știu, săpaceanțuri, vând șurupuri, vând șurubelințe, sau sunt lucruri care nu sunt pur și simplu, nu țin de lifestyle, nu sunt foarte atractive, este foarte, foarte posibil ca Instagram să nu fie platforma pentru mine și să am un succes mult mai mare pe Facebook. Noi ce am observat în cadrul agenției și asta în cursul anilor am observat, persoanele sau antreprenorii care au un business sau un produs care este vizual frumos, adică este un... spunem că sunt haine, să spunem că sunt, cum spuneam, produse de cosmetice și se investește în creație, adică se fac creative frumoase, se fac videouri frumoase, se fac poze frumoase,
acele branduri tind să aibă succes pe Instagram. Uneori chiar succes mai mare în campaniile pe Instagram decât le ai pe Facebook. Instagramul rulează puțin diferit, trebuie să investești puțin mai mult în partea de conținut, adică trebuie să fie un conținut care, cum spuneam, vizual este frumos, este atractiv ochiului. De obicei nu trebuie să uiți să faci creativele în contrast puternic, să atragă atenția, să fie oameni dacă poți în creative, fie că folosești video, mai ales dacă folosești video, ar trebui să ai o persoană în acel video. Dacă folosești, ai poze cu produsul, la fel, pune o persoană și testează și ca orice alt aspect pe Facebook, pe Instagram sau pe oricare alt canal, este foarte important să testezi. Să testezi mult și să testezi tot ce se poate. Acum, eu nu spun că este exclus să ai succes dacă faci parte din alte nișe, nici pe departe, mi-a fost dovedit asta deseori că excepții există cu miile, poate tu ești o astfel de excepție, însă trebuie să, în momentul în care vrei să investești la propriu pe Instagram și buget și timp, trebuie să investești și în creație și să investești în cont activ și în materie de parte organică, însă evident și în materie de reclamă. Acum, să intrăm puțin mai mult în detalii despre unele statistici legate de publicitate în sine. Și anume, o statistică foarte importantă și o metrică foarte importantă după care ne ghidăm este click-through rate. Sau CTR. Click-through rate-ul practic calculează procentajul din oamenii care interacționează cu produsul tău sau cu reclama ta și dau un click. În acest grafic ne uităm la click-through rate pentru click în sine. Există mai multe click-uri. Există link click-through rate sau click-through rate all. Acesta este axat pe link-uri. Dacă eu promovez o reclamă care are un link și să spunem că am ca și obiectiv de promovare trafic sau conversie, vreau să-mi aduc oamenii pe site, click-through rate-ul este o metrică foarte importantă pentru că îmi spune cât de mult interacționează publicul cu acel creativ, cât de atractiv este acel creativ și deseori este un factor în conversie, pentru că dacă ai un click-through rate foarte mic, de obicei rezultatele sunt foarte slabe. Iar spun de obicei pentru că excepții există 1000. În aceste statistici ne uităm de la 0 la 1,75, click-through rate este de la 0 la 100, practic din 100 de oameni câți au și interacționat cu creativul tău. Ce vedem și ce ne iese în evidență este faptul că Facebook feed, adică placementul Facebook feed, are cel mai mare click-through rate în continuare, este aproape 1,70 sau 1,75. În comparație, Instagram feed este doar 0,25. Adică din 100 de oameni poate ai 0,2 care dau click pe acel ad. Și asta spune foarte multe în materie de cum interacționează publicul cu Instagram, cum interacționează publicul cu reclamele pe Instagram. Și dacă tu ai un conținut foarte bun, recomandarea mea este, orice, și dacă nu ai conținut foarte bun, recomandarea mea este aceeași, anume să faci reclame atât pe Facebook și pe Instagram. Diferențele în sine sunt mari, însă în același timp, în momentul în care te uiți la un nivel mai macro și ai făcut deja reclame multe pe ambele platforme, îți vei da seama că sunt foarte, foarte similare în materie de cum plasezi reclame, cum analizezi rezultatele și cum faci treaba de obicei. O să ne mai uităm la încă unele statistici și anume la CPC și la CPM. CPC este costul per click și este exact asta, indică costul cât ne costă un click. Și CPM este costul per mil, adică costul per 1000 de afișări. Și anume, asta ne calculează din 1000 de oameni cât ne costă să ajungem la cea mii de oameni. Aici avem un graf care se uită la statisticile între comparabile între Facebook și Instagram și la fel costul. Costul, evident, ambele statistici, și CPC-ul și CPM-ul, cu cât sunt mai mici, cu cât sunt mai bune pentru noi. Vedem iarăși de la, să spunem, o mică poștă că CPC-ul este destul de mic pe Facebook, comparație cu Instagram feed unde costurile cresc. La fel și Instagram Stories, deja costurile sunt puțin mai mari. Acum, asta n-ar trebui să te debulsoleze că avem costuri mai mari pe Instagram,
Pentru că în momentul în care, cum spuneam, ai un brand care este aferent și este bun pentru Instagram, ai poate chiar vezi costuri de obicei mai bune pe Instagram, dar vezi conversii care vin din Instagram, nu ar trebui să te intereseze aceste statistici. Acestea sunt la fel la nivel mai macro. Vedem că și CPM-ul este puțin mai mic, în schimb, pe Instagram. Dacă te uiți la Facebook Feed și te uiți la Instagram Stories, CPM-ul este mai mic față de celelalte platforme și asta înseamnă că ai un reach mai mare pe Instagram. Deci asta vei avea și un brand awareness mai mare, oamenii vor vedea mai multe reclame din partea ta sau mai mulți oameni vor vedea reclamele tale la același buget pe care l-au luat și pe Facebook. Aici poate să fie și puțin de mentalitate și de confort. Mulți oameni sunt obișnuiți că în momentul în care sunt pe Instagram să rămână în Instagram, nu să dea click pe un ad și să plece de pe Instagram sau să se deschidă altă platformă. Asta, evident, ține de tine. Însă, în momentul în care noi facem campanii și facem marketing, aș putea spune că sunt două feluri sau două tipuri de marketing când povestim despre Instagram. Este marketingul comun, să spun, în momentul în care noi facem campanii și identificăm, uite, un creativ. Noi plasăm reclama respectivă atât pe Instagram, cât și pe Facebook, cât și pe Messenger. Poate chiar mergem cu placement automat. Placementul este exact asta. Este Facebook Feed este un placement, Instagram Stories este un placement. Sau ca și platformă în general. Asta este marketingul ușor. Este marketingul în care tu de obicei lași pe Facebook să-ți decidă unde să aloce bugetul. În momentul în care îți lași acest automatic placement, lași pe Facebook să spun, ok, uite, vedem, evident că nu povestești cu Facebook, dar așa funcționează algoritmul în spate. Algoritmul vede că sunt mai multe oportunități, de exemplu, pe Instagram, pe o anumită categorie de vârstă sau pe un anumit public pe care tu îl targetezi. În acel moment, Facebook alocă bugetul respectiv către Instagram. Dacă sunt mai multe rezultate și mai multe oportunități pe Facebook, pentru că, la fel, publicul pe care tu îl targetezi este mai activ pe Facebook sau se pregătește de o achiziție pe Facebook, atunci Facebook îți alocă automat mai mult buget pe Facebook. Acum, în materie de statistici, nu sunt bătute în cuie, însă de obicei între 20 și 30% din buget, în momentul în care faci astfel de marketing, se duce către Instagram și restul pe Facebook. Dacă sunt rezultate, dacă nu sunt rezultate pe Instagram, atunci se alocă un buget foarte, foarte mic, 5-10% îl alocă Facebook. Asta este un fel de a face lucrurile, în care lași pe Facebook să decide. Celălalt fel este ca tu să decizi unde spui bugetul. Și anume să-ți faci campanii exclusiv pe Instagram, despre care noi vom povesti acum mai mult și vom face, îți voi arăta cum să plasezi exclusiv pe Instagram reclame și cum să faci campanii exclusiv pe Instagram. Îți alegi acest tip de marketing în momentul în care fie testezi acest canal, adică vrei să-l testezi cu acte în regulă, să spun așa, vrei să verifici, ok, funcționează Instagram pentru mine sau nu, și aloci un anumit procentaj sau o anumită sumă din bugetul tău total de marketing, exclusiv pentru Instagram, și îți faci astfel de campanie. Oricare ar fi decizia, înainte să intri, poate deja ai niște date pe care tu le-ai obținut prin publicitate, poate deja ai mai făcut publicitate până acum și vrei să-ți faci o analiză a reclamelor, ceea ce eu îți recomand să o faci destul de des înainte să iei aceste decizii, să aloci o parte din buget sau în orice moment în care vrei să vezi cum performează fiecare platformă. Aceste lucruri le poți vedea doar din Ads Manager și anume vedeți aici linkul business.facebook.com/adsmanager. Acum, dacă deja ați creat și catalogul de produse și ați stat la pixelul, deja aveți un business manager și aveți un cont de publicitate alocat. Ei bine, în Ads Manager, aici în partea din dreapta, unde vedeți în stânga că avem acele butoane selectate, dacă selectezi acel breakdown, se numește de fapt, te duci la Buy Delivery și poți să selectezi platforma. Aici îți va arăta în funcție de campaniile pe care tu le-ai rulat în trecut, îți va arăta exact de unde au venit rezultatele. În acest exemplu, se vedem că din 888 de conversii și de comenzi în cazul de față, doar 39 au venit din Instagram și 814 au venit din Facebook.
Asta înseamnă că Facebook a observat că de regulă oamenii sunt mai prezenți pe Facebook sau sunt în shopping behavior, adică se pregătesc să facă o achiziție în momentul în care sunt pe Facebook și ca urmare Facebook a și alocat mai mult buget către acest canal. Asta este evident un exemplu, însă așa ar trebui să faci și tu analiza după ce ai rulat niște campanii, să înțelegi, uite, am rezultate din Instagram sau nu am. Ai putea să fii foarte surprins să vezi, uite, ai deja foarte multe rezultate din Instagram, ai un conținut care se pretează foarte bine cu Instagram și atunci, într-adevăr, ți-aș recomanda să aloci un buget destul de mare sau consistent către Instagram exclusiv. Cealaltă analiză pe care poți să o faci, asta este în linii foarte mari și în anume platforma, este Instagram sau Facebook, însă cealaltă analiză pe care te o recomand este placement. Și anume, aici îți dă un breakdown, tot acolo te duci la breakdowns by delivery, însă acum selectezi placements ca și breakdown. Și aici îți va arăta exact de unde îți vine comanda respectivă. Ok, Instagram ca Instagram, însă de unde de în Instagram? Vezi exemplu aici în acest exemplu că din cele 39 de comenzi, 30 de comenzi au fost din Instagram feed și 9 au fost pe stories. Însă reiese ceva din această analiză, de exemplu. Vedem că ok, feed-ul mă costă puțin mai mult, însă dacă mă uit la media costului, care este de 44 de lei per comandă, în momentul în care mă uit la Instagram stories, unde am avut 9 achiziții, am avut doar 34 de lei cost. Deci asta poate să fie o analiză și să trag o concluzie ulterior, să spun ok, poate ar trebui să fac campanii exclusiv pentru stories. Deci chiar dacă nu mă duc pe Instagram, pe feed, că văd că am costuri mai mari, dar vreau să mă duc pe stories. Și acolo îți creezi aceste creative sau aceste vizualuri, fie că faci video, fie că faci creative statice, adică poze, și te duci doar exclusiv ca și placement pe Instagram. Despre asta însă vom povesti imediat. Până ajungem acolo, vreau să îți arăt cum poți să-ți faci și reclame nativ în Instagram. Însă vreau să spun de la început că asta este o formă de a plasa reclame care nu este foarte eficientă pentru magazinele online sau în momentul în care ai ca și obiectiv lead generation sau un obiectiv de conversie online. Este o modalitate foarte simplă de a plasa reclame. Îți voi arăta cum să o folosești, însă îți voi spune și de ce să nu o folosești sau mai exact în ce situații doar să o folosești. Un deci, fel de boost post. Exact, uite asta. Este da. Exact, a.k.a. boost post de pe Facebook. În momentul în care vezi o reclamă promovată de tine, dacă ai un cont de business pe Instagram, vezi acest buton de promote. Este exact aceeași treabă ca boost post pe Facebook și este foarte similar în de performanță. Are o performanță destul de slabă dacă folosești pentru alte obiective. Ce obiective avem? Asta facem în momentul în care am dat click pe acest promote, ne apar obiectivele și anume avem doar 3 obiective în momentul în care facem promovare direct de pe Instagram. Și anume, poți să te gândești așa unde doresc să ducă Instagram traficul. Vei pre profilul tău, vei către un website sau vrei să primești mai multe mesaje. Acum, în momentul în care noi o să facem campanii din Ads Manager, adică din platforma mamă, să spun așa, de reclame, acolo ai 11 obiective de promovare, aici ai doar 3. Dar este simplist, însă pentru mulți oameni este de ajuns. După ce am selectat ce dorim să promovăm, haideți să spunem că vrem să promovăm profilul nostru, următorul pas este targetarea. Instagram îți va oferi acum și o targetare automatică. Adică vrea să facă și mai simplu procesul ăsta, foarte simplu deja. Ce înseamnă targetarea automată? Dacă faci campanie pe Facebook, poate auzi de audiențele lookalike sau audiențele asemănătoare. Ei, este exact același lucru, însă nu mai selectezi tu procentajul pe care tu-l dorești. Deci Facebook va lua publicul care deja te urmărește, să spunem că ai 1000 de followers, Facebook, Instagram. Ia acel public, îl analizează, vede care sunt punctele de comun și ulterior caută oameni similari pe Instagram care să fie afișat. Asta este prima variantă. Dacă vrei să folosești astfel de promovare,
poți să o testezi, la fel ca toate celelalte lucruri, trebuie să testezi. A doua variantă este în momentul în care tu selectezi audiența ta, adică dai click pe Create Your Own în prima imagine și selectezi ulterior tu ce dorești. Ai aici opțiunile de targetare similare cu Facebook, sunt bazate pe aceleași considerente, însă nu ai nici pe departe toate opțiunile de targetare care le ai pe Facebook. Aici sunt unele interese pe care le găsești, pe care le cauți și poți să-ți identifici țara unde să-ți arate campania sau unde să-ți arate reclama. Poți să promovezi la nivel local dacă vrei să spui, uite, mă interesează doar să-mi promovez în Sibiu. Atunci poți să faci asta, alegi vârsta, adaugi niște interese și oamenii care au acele interese pe Instagram, atunci vor vedea reclama ta sau este posibil să vadă reclama ta. Iar următorii pași sunt selectarea bugetului, unde tu selectezi cât dorești să-l plătești, adică ai, de exemplu, aici am selectat 14 lei pe zi pentru 6 zile. Totalul ar fi de 84 de RON. Însă, ulterior, după ce am selectat bugetul, trebuie să dăm un review și asta a fost. Acum, ce ți-am arătat aici, îți recomand să uiți. Este un singur motiv pentru care folosim sau pentru care ai vrea să folosești acest tip de promovare și anume este promovarea profilului. În momentul în care tu faci advertising din Ads Manager, nu poți să selectezi ca și trafic să-ți aducă pe profilul tău, ci de obicei selectezi asta din această aplicație. Și anume, deseori mulți fac astfel de promovare pentru a crește followers. Cât de efectiv este, asta rămâne de discutat într-o altă sesiune. Noi de obicei nu ne ocupăm de astfel de promovare, noi facem mai mult vânzarea activă și vânzarea directă către consumator și nu creșterea profilului. Însă știu că pentru mulți dintre voi este important și acest aspect, mai ales la început, și atunci poți să faci o astfel de promovare să-ți crești urmăritorii. Acum, astea fiind spuse, pentru oricare alt tip de promovare, folosim Business Manager. Hai să facem o scurtă pauză. Sper că ți-ai notat o mulțime de lucruri interesante, ai descoperit o mulțime de lucruri care sunt absolut sigur că te ajută. Poți să-mi lași un comentariu cu provocările pe care le ai. Contul tău de Instagram, lucrurile pe care vrei să le faci, lucrurile pe care vrei să înțelegi cum să le faci în continuare. Și nu uita că în Academia Gomac poți să revizuiești fișa de lucru care să te ajute mai mult pas cu pas ce ai de făcut. Așa că hai să mergem în continuare. Și anume vom intra acum în Business Manager pentru a arăta concret cum putem să facem campanii care să fie plasate exclusiv pe Instagram. Bun, în momentul în care noi intrăm pe Ads Manager și dăm click pe un Create, să facem o campanie, aici ne putem alege obiectiv. Dacă vă amintiți, erau doar 3 obiective disponibile pe Instagram, aici avem 11. Acum tu spui, ok, dar avem și aici trafic și aveam și acolo trafic. Sau să aduci traficul către o anumită pagină. Și este corect. Însă, diferența foarte mare este că tu dacă ai un magazin online, tu nu vrei să-ți aduci trafic pe pagină, tu vrei să-ți aduci conversii. Deci dacă te uiți la acest webinar și particip din postura de marketer sau din postura unui antreprenor care are magazin online sau vrea să-și deschide un magazin online cu Gomag, atunci folosești de obicei doar 2 obiective, și anume de conversions, unde convertești direct publicul și spui, ok, am pixelul instalat, eu vreau să primesc achiziții, atunci alegi conversions ca și obiectiv. Sau celălalt obiectiv pe care ți-l recomand și este adăugat, când sunt 95% din cazuri singurele obiective pe care ți le recomand în e-commerce, este să catalog sales. Catalog sales, odată ce ai creat catalogul, cum ai învățat mai devreme, acest obiectiv îl vei folosi să faci retargetarea dinamică și să-ți faci prospectarea publicului. Adică poți să-ți faci din catalog să-ți găsească Facebook produsele care sunt interesate pentru publicul tău și să le afișeze destul de random, în ideea în care noi vedem asta ca fiind random, însă Facebook trage niște concluzii în spate și știe că tu targetezi un public rece. Însă Facebook învață foarte mult la nivel de catalog, știe cine de obicei cumpără produsul tău, fie pe Facebook, fie pe Instagram sau de oriunde, și arată produse sau același produs sau produse similare
unui grup de oameni similar. De astea, astea două obiective sunt de obicei obiectivele care sunt de ajuns să le folosești. Poți să folosești traffic engagement pentru alte tipuri de business. Poți să folosești și messages dacă vrei, însă recomandarea mea este să le folosești doar pe astea. Bun, haideți să facem, să ne uităm puțin mai mult la placement și anume să ne uităm mai mult despre cum putem crea campanii exclusiv pe Instagram. După ce am ales obiectivul, ni se va deschide următoarea fereastră. Dacă ține și Facebook-ul cu noi, când ești în screen sharing, de obicei mișcă mai încet. Și aici știi deja, probabil, dacă faci deja campanii, știi că ai aceste placements. În momentul în care tu îți faci o campanie, de obicei, cum spuneam, dacă este categoria sau ești în categoria în care faci marketingul comun, adică și pe Facebook și pe Instagram în același timp, recomandarea mea este să lași automatic placements din două motive. Mulți exclud anumite platforme cum ar fi Messenger-ul sau Marketplace-ul sau altele. Facebook, dacă nu sunt oportunități într-o anumită platformă, atunci nu se va afișa reclamă sau o va afișa foarte, foarte puțin, adică 1-2% din rezultatele din bugetul tău total va fi alocat către o platformă care nu este performantă. Deci noi de obicei în agenție mergem probabil 80 sau 90% din timp în pe automatic placement. Acum, dacă vrei să faci celălalt tip de marketing în care vrei să crești pe Instagram, vrei să testezi Instagram-ul sau știi că ai deja rezultate mai bune pe Instagram, te duci pe manual placements. Și aici unde vezi cele patru platforme, ei bifa de la celelalte trei și îți rămâne doar Instagram ca platformă. După cum spuneam mai devreme, aici ai 4,3 milioane de români care sunt pe Facebook. Aici trebuie să mai precizăm că sunt trei platforme diferite sau este o platformă, sunt trei placements diferite în cadrul Instagram. Și anume avem Instagram feed, că este feed-ul principal unde dai scroll până te doare degetul, sau ai Instagram Explore, care este acel feed de să vezi conținut de la oameni care tu încă nu îi urmărești. Iar pe lângă asta, evident, avem Instagram Stories ca și placement și ca și format. Este important aici de precizat, probabil s-a mai discutat despre asta, însă vreau să fac datoria despre conținut și anume despre formatul conținutului. În momentul în care tu ești pe Instagram feed, ar trebui să ai doar square, adică 1x1, pătrate sau verticale de 4x5. Fie că povestim despre imagini sau de videos, personal îți recomand să folosești 1x1, pentru că este, între timp este oarecum formatul universal din cadrul familiei Facebook. Nu îți mai recomand să folosești, de exemplu, formatul pe landscape, cum se filma înainte. Am văd în continuare multe videouri pe Instagram și pe Facebook sau multe poze care sunt făcute pe landscape. Logica din spate este următoarea. În momentul în care tu dai scroll și te uiți la un te uiți pe Facebook feed sau pe Instagram feed, dacă îți apare un video, un landscape care este atât, este foarte mic, e foarte ușor să dai scroll și să sar peste, poate nu sară în ochi. Însă în momentul în care îți apare ceva în square, în pătrat, îți ocupă mult mai mult spațiu din monitor, din telefon și ca urmare este mai greu să dai și un scroll fără să vezi acel creativ. Acum, dacă vedeți și schimbarea care a făcut-o Facebook cu varianta desktop, acum feed-ul este mult mai mare și pe desktop și vedeți că aceste creative care sunt încadrate în pătrat deja se văd mult mai bine și aceeași logică, cele care sunt pe landscape se văd mai slab. Deci uitați de acel format landscape. În materie de Instagram Explore avem exact aceleași creative și aceleași formate 1x1 sau 4x5. Ei bine, Instagram Stories, recomandarea clar este să ai full screen vertical de 9x16. Mai poți evident să plasezi și altele de 4x5 și cumva Instagram-ul îți umple partea de sus și de jos, însă evident este recomandat să folosești asta. Bun.
Acum, la nivel de adset, deci avem trei nivele, avem campanie, adset și reclamă. La nivel de adset, noi ne-am selectat acum doar Instagram și reclama noastră, ca urmare, va fi afișată doar pe Instagram. Haideți să luăm momentan stories de la plasare. Să spunem că noi avem deja o postare pe care noi am făcut-o pe Instagram și vrem doar să o preluăm și să o folosim în campanie. În momentul în care ești aici, trebuie să știi de la început că Instagram-ul de business trebuie să fie conectat la pagina ta de business ca să poți să folosești și placement și ca să te folosești de postările din Instagram. În momentul în care vii aici, trebuie să selectezi, ai varianta de a crea o reclamă și în momentul în care faci asta și îți creezi o reclamă aici, această reclamă nu va fi publicată și pe Instagram, pe profilul tău. Asta se numește un dark post, adică va apărea la publicului targetat pe care tu îl targetezi, va apărea postarea, va apărea numele profilului tău, însă nu va apărea în momentul în care cineva dă click pe reclamă și ajunge și pe profilul tău. Deci deja asta este o diferență foarte mare în materie de ce v-am arătat mai devreme la boost postul Instagramului și când vii să faci reclamă pe Facebook. Tu, de obicei, în funcție evident de bugetul tău, în funcție de cum lucrezi, care ți-e procesul de testare, de obicei, tu ai multe reclame active. Tu ai 10, 20, 50, 100 de reclame active, poate. Ia gândește-te dacă tu în fiecare zi ai postat pe Instagram câte 100 de postări. În primul rând că n-ai prea putea să faci asta, te-ar bana și Facebook și Instagram, poate. Ar fi foarte greu și nu ai putea să faci asta și nu ar fi nici ok pentru urmăritorii tăi care ți-ar da unfollow că îi spamezi. Însă, prin faptul că există dark post și tu poți să vii aici să scrii câte reclame vrei, să testezi absolut tot ce vrei să testezi, asta te ajută foarte mult. Acum, dacă tu dorești să promovezi totuși o reclamă, atunci ai opțiunea să selectezi Use Existing Post și aici îți va apărea Select Post și în momentul în care vii pe și se încarcă următoarea fereastră, aici se vor vedea toate postările tale care le ai în feed și care deja le-ai postat în trecut. Și astea vor fi ulterior promovate exclusiv pe Instagram. Pe lângă importanța că poți să faci aceste tool-uri și poți să-ți faci aceste reclame care nu-ți apar peste tot, evident că povestim despre puterea de conversie, de exemplu, care, uite, eu pot să spun că vreau purchase ca și eveniment. Asta tu nu poți să faci, de exemplu, integral din Instagram, pentru că tu vei trimite doar un trafic care este de calitate slabă de obicei, te va și costa mult și este și de o calitate slabă. Însă aici când vorbim despre conversii, nu poți să faci asta direct. Ceva nou ce a apărut, nu știu, în iulie, în august, a fost așa o lansare făcută de Facebook în Mișelește, să spun așa, nu a spus nimănui că ne-a oferit această oportunitate și această chestie este promovarea de stories care se rulează acum organic. Înainte, cum funcționa treaba asta cu stories care tu vrei să le promovezi? Nu le puteai prelua de pe pagină, ci trebuia să le reîncarci în Ads Manager, fie că erau ele video, fie că erau ele creative statice, trebuia să le reîncarci aici și să le refaci, practic, să-ți refaci campania. Ei bine, acum tu poți să-ți faci targetările, poți să-ți faci tot ce se pregătești. Însă dacă ai un story care este activ acum pe pagină, poți să intri și să-l preiei pur și simplu de acolo. Mulți în continuare preferă să facă stories-urile pe telefon mobil pentru că ai mult mai multe opțiuni. Adică ești de obicei confortabil să spui toate tag-urile, să spui toate emoțiurile și așa mai departe și ești mult mai confortabil să o faci de pe telefon decât să vii aici unde ești oarecum limitat. Aici ai un creativ pe care îl pui, asta a fost. Ei bine, cum facem asta? La fel, practic. Venim, selectăm Use Existing Post, însă trebuie să fii atent ca la placement să ai doar Instagram. Uite aici, să ai doar Instagram. Evident, poți să pui și Facebook Stories, poți să pui și Messenger Stories dacă vrei, dar acum folosim despre Instagram. În momentul în care vii la nivel de reclamă, ai Existing Ad, Use Existing Post, Change Post, că în cazul de față am ales sub alta. Și uite, aici, de exemplu, prima este o postare care rulează acum, este la Stories activă și o vezi că și în materie de sursă este Stories.
Odată ce am selectat-o, aceasta va fi afișată aici și ulterior noi putem să o preluăm și putem să o ținem cât vrem noi. Adică aici deja nu mai suntem limitați să avem doar 24 de ore acest stories, pentru că vorbim despre buget, poți să promovezi cât dorești tu această treabă. Un alt sfat pe care pot să vi-l dau și este ultimul până ulterior avansăm la întrebări, este legat de carusel. Ideea este următoarea. Este un trend în marketing în general și este și un trend psihologic. În momentul în care tu vezi un conținut în newsfeed, să spunem că vezi o reclamă, vezi un creativ, un video care este foarte tare făcut, este fantastic, este miles away de ce ar face cineva, tu știi de la început oarecum că este reclamă, îți dai seama de asta. Ceea ce uneori e lucru bun, uneori nu este un lucru așa bun. Unele campanii care au mers foarte bine, cumva copiază feeling-ul sau sentimentul de organic. Adică copiază, e ca și cum ai poate o postare care ar putea liniști să fie de la un prieten de-al tău. De exemplu, să fie un video care nu este super profi făcut, este poate un unboxing, știi? Și este filmat cu telefonul, mișcă și el a vrea să-l pui în carusel sau vrea să-l pui la stories. Acum noi iarăși povestim exclusiv de stories în această situație și cum să faci partea asta nativă. De obicei, dacă tu te uiți la stories acum în Instagram-ul tău, vei vedea că marea majoritate, poate 95% din ele, au doar o simplă postare la stories. Vorbesc acum despre cele promovate, despre sponsored stories. Însă, cum ești obișnuit, dacă tu acum apeși, dai un tap la prietenii tăi, atunci se duce către următoarea postare. Și poți să faci exact același lucru, însă cum faci asta, trebuie să folosești carusel. Și aici, povestind despre conținutul care am spus mai devreme, poate un conținut care arată similar cu ceva care ar putea fi nativ, sau pur și simplu vrei să adaugi acolo 4-5 postări și să poată oamenii să dea tap, să arăți mai mult conținut în story și practic să-i capteze atenția, să interacționeze cu tine, să-ți păstreze brandul în memorie și poate să-și achiziționeze. Deci asta, dacă vrei să o faci, în continuare la placement avem selectat doar stories, trebuie să vii aici să selectezi carusel și trebuie să vii aici să selectezi imaginile pe care tu le vrei promovate. Evident, aceste imagini nu sunt în formatul de stories 9x16, însă ca idee de aici vii și le selectezi, aici să adaugi un link dacă vrei. Vii și selectezi încă un card și aici îți adaugi un alt creativ. Poți să-ți adaugi evident alt link dacă vrei să faci asta manual. Și poți să selectezi în continuare încă unul, să ai trei ca să fie un carusel cu acte în regulă. Și ulterior, cum spuneam, atunci oamenii în momentul în care văd asta în stories vor vedea aici că sunt trei clipuri, poți să dea next, poți să dea clipul următorul și să-l vadă și mai bine. Acum, mai este și o altă variantă, în momentul în care faci un carusel. Dacă tu faci un carusel pe bază de catalog, atunci poți să-ți alegi și această opțiune. În momentul în care tu ești pe conversie și faci ca și catalog, atunci creativele din carusel la fel vor fi afișate. Uneori vor fi afișate mai multe produse și nu doar unul, ci vor fi două, trei produse. Dar la fel trebuie să-ți alegi ca și placement stories și ca urmare să te bucuri de acest canal, de acest placement care este oarecum unic. În materie de stories și stories-urile pe Facebook încep tot mai mult să ia amploare, nici pe departe cât de importante și cât de consumate, să spun așa, sunt pe Instagram, însă recomandarea mea când faci pe stories, că oricum faci deja un creativ pentru stories, folosește și Facebook stories. Hai că am ajuns și la final. Sper că ți-ai notat o mulțime de lucruri pe care urmează să le aplici. Ideea este să treci imediat la acțiune și să
explici primele 5 lucruri cele mai simple dintre cele pe care ți le-ai notat acolo, după care poți să ne lași un comentariu, poți să ne lași feedback-ul tău despre rezultatele care încep să apară în contul tău de Instagram. Și în continuare, ce poți să faci? Să dai un like la acest video, la acest material, să te abonezi la canalul nostru și da, să urmărești alte materiale, pentru că pe canalul nostru găsești o mulțime de materiale care să te ajute în creșterea business-ului tău sau a propriei tale persoane. Te salut și ne vedem în noi materiale.